momentul mult așteptat de toată lumea în Cernavodă, iar centrul orașului arată superb. Cum v-ați pregătit pentru această seară și ce surprize le-ați pregătit localnicilor? Suntem români. Suntem români și trebuie să simțim românește. Astăzi este o zi importantă pentru noi, este o zi cu multă emoție. Încă de dimineață am sărbătorit alături de cetățeni și nu numai, de cetățeni orașului, am avut și invitați. Iar astăzi, după cum vedeți, în această seară, o să terminăm apoteotic, în sensul că, după cum vedeți, avem iluminatul fantastic, exact cum v-am promis. Și la ora 7 o să aveți parte și nu numai dumneavoastră, toți cetățenii, de un foc de artificii, din punctul meu de vedere, extraordinar. După 7:30, invit toți cetățenii în Casa de Cultură, unde vom continua cu un spectacol așa cum merită cernavodeanul. Ce le doriți oamenilor de centenar, de 1 decembrie și de ce nu de sărbătorile de iarnă, pentru că se apropie? Îmi doresc să nu-și uite trecutul și să-și respecte viitorul și sunt obligați să contribuie ca acest viitor să fie așa după sufletul românului și după sufletul cernavodeanului. Și pentru sărbători le doresc să fie sănătoși și să aibă răbdare, așa cum i-am rugat în fiecare an. A fost un an bun așa cum v-ați dorit anul acesta? Nu este după ritmul meu. Ce vă doriți mai mult? Sau eu știu, care sunt proiectele pe care vreți să realizați până la sfârșitul anului sau la începutul anului viitor? Le vom rezolva pe toate, pentru că am promis și nu ne vom opri. Foarte frumos, o atmosferă incredibilă. Da, da, pentru mine da, pentru noi în general. Ați văzut luminițele de mai devreme, urmează și artificiile. Da, văzut și luminițe, da, văzut și luminițele, da, și am înțeles că urmează și artificiile. Testați patinoarul? Cum? Da, da, o să-l, mâine venim la patinoar. Deja e prea mult în seara asta. Da. Sigur că da, de tot ne bucurăm, de atmosferă, de lumini, de oameni, de domnul primar. Mulțumim! Foarte frumos. Da. Cât mai stai aici? Cred că vreo jumătate de oră. Ți-a plăcut? Mai vii și mâine? Da. Ți-a plăcut și ție? Da. Cum te cheamă? Horia. Și ție, ce ai făcut aici? Ai învățat să patinezi? Eu știam, dar mai am căzut de câteva ori. Ai mai căzut de câteva ori? Da. Păi și mai vii atunci? Da. Da. Cât o să stai? Toată iarna, toată vacanța stai aici? Păi noi suntem frați și plecăm în același timp. Da. Și mai vii și în altă zi? Cu programul, da. Mai vrei să mai vii, nu-i așa? Da. Dar luminițele ți-au plăcut? Da. Da? Care ți-au plăcut cel mai mult? Plăduții sau care ți-au plăcut? Cei din spate, de acolo. Goofy și Pluto. Cum vi se pare patinoarea? Cum este la patinoare? Mai trebuie netezită, dar în rest e bine. E prima seară, nu? Da, da, e prima seară. Cât mai stați în seara asta? Nu știu, să vedem cât mai rezistă fata. Da. Te-a plăcut la patinoar? Da. Mai vii și în altă seară aici? Da. Da. Ce ți-a plăcut cel mai mult, luminițele sau patinoarul? Ambele. Da.
toată România sărbătorește. Și Cernavodă, atenție! Niciodată să nu spui, niciodată să nu spui. Niciodată. 4, 3, 2, 1.